Zilele trecute s-a încheiat săptămâna europeană a geoparcurilor în cadrul manifestărilor la care au participat și cei de la Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului. Au avut loc și activități comune. La acestea au participat și geoparcuri din afara Europei, printre care și unul din Maroc. În urma prezentărilor făcute de cei din Țara Hațegului, partea africană a venit cu o propunere de înfrățire cu județul Hunedoara și speră ca acțiunile comune ale celor două geoparcuri să înceapă cât mai curând. La nivel internațional este începerea demersurilor de înfrățire a județului Hunedoara cu un alt teritoriu din Maroc, un teritoriu pe care se află un geoparc internațional UNESCO, și sperăm ca în curând aceste formalități să se încheie și să începem să avem activități concrete. Și voluntarii de la Geoparcul Țara Hațegului au avut activități cu caracter internațional, participând la un interesant seminar în Serbia. Au fost schimbul de experiență pe care voluntarii pentru Geoparc l-au desfășurat în Geoparcul Internațional UNESCO GERDAP din Serbia, în cadrul unui proiect al nostru, Neamarin se cheamă, este un premiu prin care noi îi recompensăm pe voluntari pentru activitatea lor, în onoarea colegului nostru Dumitru Huzoni, care nu mai este împreună cu noi, dar care a iubit foarte mult Geoparcul și pe voluntarii pentru Geoparc. În cadrul Săptămânii Europene a Geoparcurilor, cei de la Țara Hațegului au participat la 12 acțiuni la nivel local, național și internațional.